Salut și bine v-am găsit la mine pe canal, sunt Simplu, gazda voastră ca de obicei, iar astăzi o să vă învăț cum să vă instalați Windows 11 varianta beta oficială lansată de către cei de la Microsoft, fără leak-uri de pe internet, download-uri dubioase sau așa mai departe. Totuși, înainte să instalați acest nou Windows, trebuie să spun câteva chestii de care trebuie să fiți conștienți, pentru că sunt niște riscuri și niște probleme, nu este nimic perfect, este prima versiune de beta, așa că e clar să nu fie perfect. Dar înainte să vă spun toate chestiile astea, nu uitați, vă rog, să lăsați un like și să vă abonați la mine la canal, pentru că mă ajută foarte mult să continui ceea ce fac și hai să trecem la video. Bun, în primul rând, trebuie să fiți conștienți de faptul că sunt bug-uri. Ce drept, eu nu am întâlnit niciun fel de bug major, mai mult decât niște glitch-uri mici sau o animație care se mișca prost, eu nu am întâlnit personal. Nici în jocuri, nici în programe de editare, nimic. Nu am întâlnit până acum niciun fel de chestie majoră, dar sunt care au întâlnit. Deci trebuie să fiți conștienți că sunt bug-uri. Foarte mulți au întrebat dacă își pierd fișierele. Nu își pierd fișierele pentru că este un update de Windows și atât. Este ca un update de Windows. Nu-ți pierzi niciun fișier, nu se întâmplă nimic. Încă o chestie de care trebuie să fiți conștienți. Foarte mulți au pățit să le fie blocate, banate conturile de pe diferite jocuri datorită faptului că anti-cheat-ul nu era disponibil din cauza Windows 11. Nu știu, este o incompatibilitate cu Windows 11 sau nu? Nu știu să vă zic exact. Cert este că sunt oameni care au avut problema asta și trebuie să fiți conștienți că dacă sunteți gamer competitiv și țineți la conturile voastre foarte mult, este o posibilitate să vi se închidă conturile din cauza a nefuncționării conforme anti-cheat-ului. Eu am jucat și Valorant, am jucat și LoL și nu am pățit nimic, am jucat și Apex. Nu mi-a banat nimic contul, n-am prins nicio avertizare, nimic, anticiturile mi se încarcă, mi se funcționează cum trebuie, n-am nicio problemă de genul. Dar sunt care au pățit și trebuie să vă spun chestia asta înainte ca să fiți conștienți. Bun, ca să vă arăt exact pașii de instalare a Windows 11, mai întâi trebuie să verificați printr-un program dacă îndepliniți toate condițiile necesare pentru rularea acestei versiuni de Windows. Chestia asta înainte se făcea printr-o aplicație pe care Microsoft a pus-o publică, Microsoft Health Check. Ulterior a scos aplicația deoarece eroarea pe care vă spuneam acum nu era destul de clară și mulți nu știau exact ce trebuie să facă ca să scape de acea eroare. Așa că, între timp, cineva a creat o altă aplicație, nu are niciun virus, nimic. Este o aplicație foarte detaliată care vă spune pas cu pas dacă îndepliniți toate cerințele și unde nu îndepliniți ce ar trebui să faceți. Trecem pe calculator cu restul acestui video ca să vă arăt exact ce și cum și așa ce aveți nevoie. Pentru că numai acolo pot factorialul. Hai pe calculator. Bun, hai să vă arăt ce program aveți nevoie. Programul se numește Why Not Windows 11. V-am mai spus, nu are niciun virus, nimic, trebuie să instalați cu încredere. După cum vedeți și în poza asta de aici, spre deosebire de Windows Health, pentru cine poate l-a instalat când încă era valabil de instalat, aici îți arată exact dacă e ok, dacă nu e ok, dacă e cu semnul întrebării, îți verifică fiecare parametru ca să fii sigur că îți poate rola Windows 11 prin parametri optimi. Programul este gratuit, te duce aici la Download Latest Stable Release, dăm o dată download, îl pui unde vrei tu, eu îl pun pe desktop în momentul ăsta, îl deschizi, e un executabil, deci nu trebuie instalat. Și aici, după cum vedeți, mi-arată ok la toate. Aici unde mi-arată cu semnul întrebării, așa mi-arată pe moment. Dacă o să mai stăm, nu știu, un minut, două să fac și aici verde, nu știu, pur și simplu să verificăm mai greu. Na, nu știu ce să vă zic. După ce v-ați instalat programul ăsta și vedeți că programul este ok, totul vă zice că este ok, puteți să vă duceți la următoarele... După ce vedeți că totul este ok, dacă nu este ok, vă spun ce trebuie să faceți ca să fie ok. Puteți să vă duceți la următorul pas în care vă arăt de unde intrați în Insider Program. Eu am să vă arăt pe Windows-ul meu 11, din păcate nu am timp să instalez o mașină virtuală cu Windows 10 ca să arate exact care interfața voastră, nu vă încurcați. Dar tot ce trebuie să faceți este să scrieți Updates, mergeți la Updates, indiferent că e Windows 10 sau Windows 11, mergi la Updates, iar la Updates acolo, chiar dacă nu arată așa interfața la 10, vei vedea că scrie mai jos Windows Insider Program. Sau poți pur și simplu scrie aici în bara de search Windows Insider Program și o să te duc acolo. Bun, ajungi în Windows Insider Program și aici, unde la mine vezi că you are on the latest build for your device, bla bla și check-ul ăsta verde, aici o să fie o căsuță unde o să-ți apară Get Started. După ce apeși Get Started, va trebui să te loghezi cu un cont
de Microsoft, cum vezi am aici eu, Windows Insider Account. Contul al vei linkui la Windows Insider, tot procesul va face în browser, te vor trimite ei direct acolo. După ce ai intrat în Windows Insider, îți va pune să dai restart la calculator, vei da restart la calculator și îți va apărea la update versiunea de build version-ul pentru Windows-ul 11, 22.051 core release. Asta trebuie să fie versiunea pe care tu o primești. Update-ul va fi exact ca un update de Windows. Tot ce va trebui să faci este să dai update, aștepți procesul să fie la un moment dat ca la finalul procesului de instalare la Windows 10, în sensul în care o să te întrebe dacă vrei să îți vadă locația și chestii de genul, bifezi chestia cum vrei tu. Și după care vei intra în Windows și totul va fi cum vezi la mine. Pur și simplu Windows 11, fișierele nu mi-au dispărut, n-am pierdut nimic de pe calculator și cam asta este tot. Linkul la program la Why Not Windows 11 va fi în descriere și am să vă las și o poză pe ecran în momentul ăsta. Cum arată pentru voi partea asta, interfața asta în Windows 10, ca să nu vă încurcați. Bun, ăsta a fost întregul tutorial de instalare al Windows 11, versiunea beta, cea din Insider Program. Sper că ți-a plăcut acest video, sper că ți-a fost util. Dacă ți-a fost util, nu uita de să lași un like, să te abonezi la mine la canal, ca de obicei, să apeți clopoțe notificare, ca să fii notificat de fiecare dată când un nou video, să mă urmărești pe cei dacă vrei și îți urez o zi cât de tare vrei tu și stay techie.